Procurorii de ICOT au derulat în această dimineață mai multe percheziții la mai multe adrese din Valea Jiului, fiind vizată o grupare care racola tinere, o parte din ele studente pe care le duceau să se prostitueze. O parte dintre acestea sunt studente la Universitatea din Petroșani. Printre cei vizați se află și un profesor universitar. Profesorul Edward Edelhauser are cel puțin deocamdată doar calitatea de martor. O altă persoană vizată a fost și fiul consilierului județean, Dorina Pleșcan. Anchetatorii au ridicat mai multe probe de la locuința acestuia, printre care și un computer. Din cercetări a rezultat că în perioada iulie-decembrie anul curent, membrii grupării ar fi recrutat 5 tinere, dintre care 2 minore, pe care le-ar fi determinat să practice prostituția în mai multe locuri de cazare din Valea Jiului. O parte din banii obținuți din activitatea de prostituție ar fi fost însușiți de membrii grupării. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.